Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu. 1 Corinteni, capitolul 10, începând cu versetul 23. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. Nimeni să nu-și caute folosul lui, ci fiecare să caute folosul altuia. Să mâncați din tot ce se vinde pe piață, fără să cercetați din pricina cugetului, căci al Domnului este pământul și tot ce cuprinde el. Dacă vă poftește un necredincios la masă și voi să vă duceți, să mâncați din tot ce vă pune înainte, fără să cercetați din pricina cugetului. Dar dacă vă spune cineva, lucrul acesta a fost jertfit idolilor, să nu mâncați din pricina celui ce v-a înștiințat și din pricina cugetului, căci al Domnului este pământul și tot ce cuprinde el. Vorbesc aici nu de cugetul vostru, ci de cugetul altuia. Căci de ce să fie judecată slobozenia mea de cugetul altuia? Dacă mănânc aducând mulțumiri, de ce să fiu vorbit de rău pentru un lucru pentru care mulțumesc? Deci, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Să nu fiți pricină de păcătuire nici pentru iudei, nici pentru greci, nici pentru biserica lui Dumnezeu. După cum mă silesc și eu în toate lucrurile să plac tuturor, căutând nu folosul meu, ci a celor mai mulți, ca să fie mântuiți. Amin. Preobiților, vă invit să vă reocupați locurile. În numele Domnului Iisus Hristos, care ne-a mântuit murind la cruce pentru noi, în numele Lui vă binecuvintez pe fiecare dintre dumneavoastră. Domnul Dumnezeu să vă atingă inimile și să vă împlinească toate dorințele după voia Lui. Amin. Așa după cum Biserica Domnului știe, în vremea aceasta ne ocupăm de cuvântul Domnului găsit în Epistola 1 a Apostolului Pavel către Corinteni. Am ajuns la capitolul 10, ultima parte a acestui capitol. Această epistolă a fost scrisă de Pavel Apostolul când se afla în Efes. El a stat în Efes timp de 3 ani și în această perioadă a scris bisericii din Corint, unde la începutul ei Pavel a locuit acolo 1 an și jumătate, 18 luni, punând această biserică pe calea Domnului. Corintul era un oraș influent din Asia Mică, o biserică așezată în mijlocul unei culturi păgâne, era compusă din evrei, din prozeliți și din păgâni, oameni dintre neamuri. Se pare că această biserică a fost una dintre cele mai frământate despre care noi știm, biserici pe care Apostolul Pavel, prin harul lui Dumnezeu, le-a înființat, le-a născut în Hristos Domnul. În capitolul 10 am văzut cum Pavel începe prin a spune că poporul Israel, în drumul lui spre țara promisă, a fost așezat sub autoritatea lui Moise și Dumnezeu a investit în acest popor. Le-a dat mană din cer, mană duhovnicească, le-a dat băutură duhovnicească, acea stâncă care mergea după ei și stânca era Hristos. Datorită faptului că Dumnezeu a investit din resursele lui supranaturale, Dumnezeu a avut pretenția ca acest popor să se ridice la standardul pe care Dumnezeu l-a dat poporului prin autoritatea lui Moise. Și Pavel spune că datorită faptului că oamenii aceștia, deși au fost investiți
cu putere și autoritate din partea lui Dumnezeu, unii dintre ei n-au ascultat. Și datorită faptului că au păcătuit într-un fel sau în altul, timp în care Dumnezeu aștepta să trăiască potrivit cu poruncile date de El, Dumnezeu i-a lovit. Dumnezeu i-a pedepsit. Au murit mâncați, mușcați de șerpi în pustie. Și Pavel spune celor din Corint, uitați-vă la ei, cum s-a comportat Dumnezeu cu ei, așa se va comporta și cu voi. Învățați din lecția lor, pentru că după cum Dumnezeu a investit în ei, tot așa spune el, Dumnezeu a investit în voi. Și în versetul 13 spune, nu va ajunge nicio ispită care să nu fi fost potrivit cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui ca nimic, nicio ispită să fie peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul, ca să ieșiți din ea, ca să o puteți răbda. Pavel spune, așa cum Dumnezeu a dat mană duhovnicească și băutură duhovnicească, cum Hristos a mers cu ei prin pustie, așa Dumnezeu a pus Evanghelia și Duhul în voi și Dumnezeu așteaptă de la voi să faceți ceea ce vă spune. Altfel, suportați și voi consecințele pe care le-a suportat Israel. Și apoi începe partea de a doua a capitolului prin a-i îndemna în mod insistent să nu se închine la idoli. Și Pavel încearcă să le argumenteze de ce nu pot să fie și cu Hristos și cu idolii. De ce nu pot să trăiască o viață dublă? De ce dualismul nu este posibil? Și apoi Pavel le arată argumentând că atunci când ei se apropie de trupul și de sângele Domnului, ei se identifică dincolo de azimă și de rodul viței, dincolo de pâine și de pahar, cum spune el, ei se identifică, el spune, sunteți, vă împărtășiți, sunteți parte din această lucrare, vă uniți cu cina Domnului. La fel spune Pavel, aduceți-vă aminte de poporul Israel, atunci când aduceau jertfe, nu s-au unit ei cu jertfa, cu altarul. Atunci când puneau mâna pe capul dobitocului în curtea din afară, înaintea altarului, și când preotul junghea animalul, cel care l-a adus s-a identificat cu altarul, cu lucrarea aceea, pentru că a fost făcută în numele lui și pentru el, pentru condiția lui. De aceea spune Pavel, atunci când voi vă închinați idolilor, deși idolii sunt doar niște chipuri neînsuflețite, par a nu fi ceva, dincolo de ele sunt dracii și demonii cu care voi vă identificați atunci când vă închinați. Și el spune, nu puteți sluji și lui Dumnezeu și idolilor. Alegeți-l pe Dumnezeu. Și el încheie cu versetul 22, partea de-a doua, spunând, sau vrem noi să întărâtăm pe Domnul la gelozie? Suntem noi mai tari decât El se merită să ne luptăm cu El? Aduceți-vă aminte ce s-a întâmplat cu Israel. Șerpii i-au mușcat în pustie. Și ultima parte a acestui capitol vorbește despre cugetul nostru. Întrebările, se pare, pe care cei din Corint le-au pus lui Pavel, vis-a-vis de idol, dacă se pot închina la idol, Pavel le spune sub nicio formă că vă faceți una cu demonii, cu dracii, cărora vă închinați și treceți sub autoritatea lor, pentru că intrați în legătură, în părtășie cu ei. Atunci ei probabil au întrebat, dar ce să facem că aproape toată mâncarea care se vinde pe piață, datorită faptului că trăim într-o cultură păgână, într-o cultură unde cei mai mulți dedică lucrurile și posesiunile lor idolilor și în mod implicit demonilor, dracilor care stau în spatele acestor idoli, ce să facem noi? Pavel spune, atâta timp cât voi nu vă închinați în mod conștient unor idoli, nimic nu are nici o putere asupra voastră. Pavel spune, al Domnului este pământul cu tot ce este pe el. Singurul
care controlează și are autoritatea ultimă asupra tuturor lucrurilor este Domnul. De aceea, puteți să mergeți la piață, spune Pavel, să cumpărați fără să aveți nicio problemă. N-are importanță că cel care vă vinde carnea sau alt produs pe piață a dedicat-o, a închinat-o unui idol. Asupra voastră, spune Pavel, n-are nicio putere, pentru că voi sunteți ai Domnului. Închinarea voastră voi nu o dați idolilor și demonilor și dracilor, ci închinarea voastră o dați lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu controlează toate lucrurile. Influența diavolului este limitată de Dumnezeu. Diavolul nu face mai mult decât Dumnezeu îi dă voie să facă. De aceea Pavel spune, orice cumpărați din piețe, să n-aveți nicio problemă. Orică a fost închinat, orică n-a fost închinat vreunui idol, asupra voastră, care sunteți copiii lui dumneavoastră, a lui Dumnezeu, asupra voastră, care sunteți controlați de puterea lui Dumnezeu, asupra voastră, în inima cărora locuiește cuvântul lui Dumnezeu, închinarea făcută de cineva asupra unor lucruri nu are nicio putere. Pavel a spus, aveți cugetul liber în privința aceasta. La fel, Pavel spune, dacă cineva vă invită să mergeți la el acasă și voi știți că el este necredincios, el n-are legătură cu Dumnezeul vostru, ci are legături cu dracii, cu demonii cărora se închină. Pavel spune, dacă vă cheamă, să mergeți și să mâncați. Fără să cercetați, fără să puneți întrebări cu privire la mâncarea pe care vi-o servește, dacă a avut sau nu închinarea idolilor. Pentru că și Dumnezeu, spune el, are autoritatea ultimă. Pavel i-a îndemnat pe oameni, pe credincioși, să aibă legături cu necredincioșii, ca în felul acesta să-i aducă la mântuire. Pavel a fost interesat nu în păcat, ci în păcătoși și nemântuiți. Și Pavel spune să n-aveți nicio problemă. Mergeți la ei, mâncați cu ei, indiferent ce au făcut ei cu mâncarea, atâta timp cât voi sunteți deslegați de puterea diavolului, fiind în împărăția și autoritatea lui Dumnezeu, nici lucrul acesta nu are nici o putere asupra voastră, atâta timp cât Domnul vă controlează inima. Ei erau interesați să știe ce să facă atunci când cumpără, ce să facă atunci când merg la cineva să mănânce. Pavel face însă o remarcă, spunând, dacă mergeți la cineva și mâncați și vă servește la masă și persoana respectivă vă spune că mâncarea este dedicată, închinată, jertfită idolilor, atunci să nu mâncați, nu datorită faptului că acea închinare are vreo repercursiune asupra voastră. Ea nu are nicio putere, pentru că voi sunteți sub autoritatea lui Dumnezeu. Nu cugetul vostru va fi afectat de faptul că cineva vă spune că mâncarea a fost închinată, dedicată, jertfită idolilor, ci persoana care vă spune din pricina ei, spune Pavel, din pricina cugetului altora, acelora care nu sunt în Hristos sau acelora care nu au puterea sau maturitatea de credință pe care o aveți voi. Din pricina lor, este bine să alegeți să nu mâncați. Pavel spune, de ce slobozenia voastră, de ce libertatea voastră, de ce faptul că voi sunteți deslegați înaintea lui Dumnezeu datorită puterii Duhului care locuiește în voi, diavolul nu are nicio legătură, nicio influență asupra voastră. De ce această stare duhovnicească să fie pusă sub semnul întrebării sau judecată de cineva? Pavel ne spune că din varietatea de lucruri, el începe prin a spune, toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate aceste lucruri zidesc. Noi suntem chemați să alegem din gama de situații, de stări, de circumstanțe în care noi trăim. Întotdeauna trebuie să facem alegeri corecte. Și intenția lui Pavel a fost ca în tot ce facem, două lucruri să se întâmple. În primul rând, numele lui Dumnezeu să fie întotdeauna înălțat, lăudat, proslăvit. Pavel spune, în tot ce faceți, să vă asigurați că Dumnezeu primește lauda, slava,
cinstea și închinarea, binecuvântat să fie numele Lui. Și în cel de-al doilea rând, în tot ce faceți, să căutați să smulgeți, să mântuiți pe păcătoși. Așa spune El în versetul 33. După cum mă silesc și eu în toate lucrurile să plac tuturor, căutând nu folosul meu, spune Pavel, ci a celor mai mulți. Cu ce scop? Ca să îi mântuiesc. Ori de câte ori suntem într-o situație, într-o circumstanță, atâta timp cât nu ne denigrăm personalitatea și caracterul nostru, să renunțăm la noi, spune Pavel, să căutăm folosul altora, să creăm stări și circumstanțe în care fratele mai slab sau cel nemântuit să aibă oportunitatea să-L cunoască pe Dumnezeu. Pavel spunea celor din Corint, dacă sunteți sub autoritatea lui Dumnezeu, dacă sunteți în împărăția lui Dumnezeu, dacă Dumnezeu și-a pus mâna peste voi, să fiți siguri că diavolul, cu toate puterile lui, cu toate influențele lui, nu vă poate face nimic. Binecuvântat să fie Dumnezeu! Este o siguranță extraordinară pe care Dumnezeu ne-o dă. Atâta timp cât suntem sub protecția Lui, nimic nu se întâmplă. Aduceți-vă aminte ce spunea psalmistul în psalmul 91. Atâta timp cât cineva stă sub autoritatea lui Dumnezeu, sub ocrotirea lui Dumnezeu, sub aripile lui Dumnezeu, săgețile din timpul zilei, absolut nimic, nu se poate atinge de cel credincios. Aceasta este învățătura care Pavel încearcă să le dea celor din Corint. În activitatea lor cotidiană, trăind într-o comunitate păgână, într-o lume în care influența spiritelor rele este la ea acasă, ei, copiii lui Dumnezeu, să n-aibă nicio grijă, căci Dumnezeu este acela care îi protejează. Ce trebuie ei să facă? Să mulțumească, să recunoască puterea lui Dumnezeu, să se așeze sub autoritatea lui Dumnezeu, să caute ca numele lui Dumnezeu să fie promovat și tot ce fac ei să facă pentru ca cei nemântuiți să ajungă la cunoașterea Evangheliei. În sensul acesta, el spunea Pavel, nu vă uitați la interesele voastre, la foloasele voastre, la ceea ce v-ar cădea vouă bine, întotdeauna faceți prioritară împărăția lui Dumnezeu și interesele Domnului. Aș dori ca Dumnezeu să ne binecuvinteze și pe noi, să fim oamenii lui Dumnezeu care să ne simțim, să știm că suntem sub autoritatea și puterea lui Dumnezeu. Lumea și influența ei nu poate să ne mute, să ne schimbă, să ne abate, să ne ia de pe traiectoria Domnului, atâta timp cât suntem în mâna și în palma lui Dumnezeu. Dumnezeu este în stare să ne ducă până în cer, pe noi și pe copiii noștri. Suntem chemați ca în viața noastră să promovăm împărăția lui Dumnezeu, să arătăm care este puterea, slava și măreția Dumnezeului nostru și să facem tot ce știm și tot ce putem, renunțim de cele mai multe ori la noi și la privilegiile noastre, ca cei nemântuiți, cei păcătoși, să-L cunoască pe Domnul. Domnul să fie cu noi și să ne ajute la aceasta. Amin. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea Scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.